Aș vrea să citesc un pasaj scurt din Evanghelia lui Dumnezeu. I want to read from the word of the Lord. Și vă rog să vă ridicați. And invite us to stand. Ioan capitolul 1. In John chapter 1. La început era cuvântul. In the beginning was the word. Și cuvântul era cu Dumnezeu. And the word was with God. Și cuvântul era Dumnezeu. And the word was God. El era la început cu Dumnezeu. He was with God in the beginning. Toate lucrurile au fost făcute prin el. Through him all things were made. Și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Without him nothing was made that has been made. În el era viața. In him was life. Și viața era lumina oamenilor. And that life was the light of men. Lumina luminează în întuneric. The light shines in the darkness. Și întunericul n-a biruit-o. But the darkness has not understood it. Lăudat să fie Domnul. Praise be his name. Preocupați-vă locurile. I invite you to be seated. Atunci când citești Biblia, ea vorbește despre Isus. When you read the Bible speaks about Jesus. De ce Isus? Why Jesus? Atunci când mergi la biserică, se vorbește despre Isus. When you go to church, there Jesus is presented and spoken of. De ce Isus? Why Jesus? Atunci când asculți o predică, se vorbește despre Isus. When you hear a sermon, the message is about Jesus. De ce Isus? Why Jesus? Anul acesta am fost aproximativ 140 de persoane din biserica noastră în România pentru misiune. This year we were approximately 140 people that went to a mission trip in Romania. Și titlul acestor călătorii a fost De ce Isus? And the title of this mission trip was Why Jesus? Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră concluzia, răspunsul și concluzia la această întrebare. And I want to share with you the conclusion to this question. Pentru că Isus este apogeul revelației lui Dumnezeu. Because Jesus is the revelation of God to man. Cuvântul s-a făcut trup. That is, the word became incarnate. Nevăzutul a devenit vizibil. That which was unseen becomes visible. Spiritul s-a îmbrăcat în carne. The spirit of God came and took upon flesh. A luat o înfățișare umană. And took upon the appearance of man. Și oamenii din generația lui l-au putut vedea. And people of the time of Jesus was able to see him. Noi nu știm nimic despre Dumnezeu decât ce ne-a descoperit el în carte. We don't know anything of the Lord other than what he has revealed to us through his scriptures. Vechiul Testament conține aproximativ 300 de profeții despre cum și ce urma să fie Isus. The Old Testament is comprised of approximately 300 prophetic utterances of the coming of Jesus Christ. De ce Isus? Why Jesus? Pentru că el este apogeul arătării, revelației lui Dumnezeu între noi. Because he is the revelation of the God-man made possible, made seen amongst humanity. De ce Isus? Why Jesus? Pentru că el este singurul care s-a întrupat având o existență anterioară. Because he is the only one that came incarnate to be amongst man. Noi nu am existat înainte să avem să ne naștem în existența aceasta materială. We did not exist prior to us taking upon this material matter which we are composed of. Când el s-a întrupat în corp uman, but when he came to be and have a body of his own, avea o existență anterioară din veșnicii. He had a pre-existence because he's transcendent. Maria întreba când a fost informată de îngeri că prin ea urma să vină Hristos în lume în mod vizibil. Mary was told by the angel of the Lord that Jesus would come through her. Cum o să nasc un copil? Pentru că eu sunt fată, sunt fecioară. How is it possible for me? I'm a virgin. How can I give birth? Și îngerul i-a spus, se va întâmpla o minune. And the angel said there will be a miracle that will take place. Atunci când vorbim despre Dumnezeu, miracolul este prezent. When we talk about God, miracles are present. Orice face el este miraculos. Because what he does is miraculous. Orice facem noi este natural. What we do is natural. Ce face el este supranatural. But what he does is supernatural. De ce Isus? Why Jesus? Pentru că el este apogeul revelației divine. Because he is the revelation of God. Pentru că el s-a întrupat devenind vizibil. Because he became incarnate to be physical. Însă a avut o existență eternă anterioară. But he was pre-existent, eternal before being incarnate. De ce Isus? Why Jesus? Pentru că el iartă păcatele. Because he forgives sins. Nimeni nu poate să ierte păcatele. No one can forgive sins. Noi suntem ființe imperfecte.
în concluzie păcătoși. We are beings that are imperfect. We are sinful. El a venit la noi pentru ca să ne ierte păcatele. But he came to us to forgive us our sins. Pentru ca să ne scoată de sub vinovăție. To take us under the wrath of our sinfulness. Noi am ofensat sfințenia lui Dumnezeu. Because we offended the holiness of God. Dar el a murit pentru fără de legile noastre. But he died because of our trespasses. Și noi suntem liberi. And we are free. Aduceți-vă aminte ce spune Scriptura, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Remember what the scripture says, for God so loved the world. Încât a dat. That he gave. L-a dat pe el. He gave himself. Și el a venit la noi. And he came to us. El a luat pedeapsa noastră. He took upon our punishment. Vinovăția noastră. Our guilt. Și a murit pentru păcatele noastre. And he died for our sins. Avem nevoie de Iisus. And so we need Jesus. Pentru că văzându-l pe el, îl vedem pe Dumnezeu. Because seeing him, seeing Christ, we see God the Father. Avem nevoie de Iisus. We need Jesus. Pentru că a devenit vizibil. Because he became visible. Avem nevoie de Iisus pentru că el a murit pentru păcatele noastre. And we need Jesus because he died for our sins. De ce Iisus? Why Jesus? Pentru că el vindecă bolile în mod supranatural. Because he heals supernaturally. Și medicii fac vindecări. Even doctors do healing. Folosind tehnologia medicală, medicamentele. But using the technology of our day. Dar tot ce fac este limitat. But everything that they do is limited. Dacă ei vindecă prin medicamente, Iisus vindecă prin minuni. If they can heal through medicine, Jesus heals by his miraculous power. Doctorii ne explică ce urmează să facă. Doctors explain what is about to take place. Totul este logic. It is logical. Rațional. It is rational. Putem înțelege și noi. We can understand as well. El ne spune procesul unei operații. They tell us the operation, the procedure of the operation. Dar când Dumnezeu coboară și face o minune. But when God comes down and he does a miracle. Nu înțelege nimeni nimic. Nobody understands. Știm doar că boala a plecat. But we know that the illness has gone. Știm doar că acum suntem vindecați. We know that we are healed. Pentru că el are puterea să vindece bolile și să ierte păcatele. He has the power to heal and to remove our sins. Această putere nu poate fi explicată. This power cannot be explained. Este dincolo de capacitatea noastră de a o înțelege și de a o explica. It is beyond our capacity to understand and to explain. Și evenimentele pe care nu le putem explica se numesc miracole. And the things that we can't explain are, a matter of fact, noi nu putem să facem miracole. We cannot do miracles ourselves. Noi putem să facem doar lucruri naturale, logice. We can do natural things or logical things. El poate să facă lucruri supranaturale. But God can do the supernatural things. Lucruri care nu pot fi înțelese cu mintea. And the things that are often cannot be understood with our minds. Pentru că el este supranatural și face lucruri supranaturale. Because they are supernatural and God does. Probabil fiecare dintre noi am avut o experiență în viață când s-a întâmplat ceva ce n-a putut fi înțeles. Maybe some of us have experienced things in life that were not able to be explained. Când mâinile străpunse de cuie ne-au îmbrățișat. But in his hands that were pierced, și ne-au iertat, și ne-au vindecat. He forgave us, he cleansed us. Ne-a rezolvat problemele într-un mod miraculos. He resolved our problems supernaturally. Și nu suntem în stare să spunem logic cum s-a întâmplat asta. And we are not capable to explain this logically of how all this took place. De ce Iisus? Why Jesus? Pentru că el s-a arătat, este apogeul revelației divine. Because he revealed and he is the revelation of God. Pentru că a luat o formă umană, dar a existat dinainte. Even though he was pre-existent. Pentru că el iartă păcatele. Because he forgives sins. Și poți să pleci în seara aceasta de aici fără niciunul dintre păcatele pe care le-ai făcut. And you can leave from this place having been forgiven completely. Dar pentru asta trebuie să parteneriezi cu ceea ce a făcut el. But you need to come to the reality, to the knowledge of what Jesus has done. El a murit. He died. Moartea lui a fost depusă în fața lui Dumnezeu. And Jesus' death was before the Father. El a murit pentru că a fost pedepsit în locul nostru. He died because he was punished on our behalf. Cine încalcă legea e pedepsit. So whoever steps on the law needs to be punished. Noi am încălcat legea. And so we were the ones that stepped on this law. Dar pedepsa a venit peste el. But the judgment, the wrath of God came upon Jesus. Pentru că el ne-a substituit pe noi. Because he was our substitute in our place. El ne-a justificat pe noi. And he justified us. Și acum noi suntem liberi. And now we are free. Pentru că amenda a fost plătită. Because the price was paid. Și boala a fost vindecată. And the sickness was healed. Și păcatul a fost iertat. And the sinfulness was forgiven. De ce Iisus? Why Jesus? Pentru că el a înviat din morți. Because he is risen from the grave. Cunoașteți pe cineva care a înviat din morți? Do you know anyone that was resurrected from death? Când părinții mei s-au despărțit, when my parents divorced, am rămas în grija bunicii mele. I was left in the care of my grandparents. Aveam o jumătate de an. I was
6 months old. Și ea m-a crescut. And she took care of me. Și când ea a murit, mi-am dat seama că nu mai am pe nimeni. And when she died, I realized that I had no one left. Aș fi făcut orice să vină înapoi. I would have done anything for her to have come back. Dar a plecat pe un drum unde nu se întorc niciodată oamenii înapoi. She went on a road where mankind can never turn back. Însă Iisus, la 3 zile după ce a murit, s-a întors. But Jesus, after 3 days, puterea lui Dumnezeu s-a manifestat. And the power of God was manifested. Slava lui Dumnezeu s-a arătat. And the glory of God was shown. Miracolul s-a dezlănțuit. And the miracle took place. Și mortul s-a făcut viu. And that which him who was dead was now alive. Nu există logică în întrupare. There is no logic in this. Nu există logică în înviere. There's no logical explanation in the resurrection. Sunt două miracole care se pot întâmpla doar cu el. These are two miracles that can only take place with God. De aceea el este unic. That is why he is unique. De aceea noi avem nevoie de el. And that is why we need him. Noi suntem limitați. Because we are limited. Tot ce avem este limitat. Everything we have is limited. Inclusiv zilele vieții noastre sunt limitate. Even the days of our life are numbered. Sunt înfășurate pe degetul lui Dumnezeu ca o ață care are un sfârșit. And they are like a string wrapped around the finger of God. El este etern. He is eternal. El nu are început și nu are sfârșit. He has no beginning and no end. El este unic. He is unique. El are putere. He has power. El are autoritate. He has authority. El e creator. He is creator. El e stăpân. He is the one who El iartă păcatele. And he forgives sins. Și pleci de aici ca un nou născut. And you can leave this place El îți vindecă bolile când doctorii nu mai au nicio soluție. He is the only solution when doctors cannot afford you the solution. De ce Iisus? Why Jesus? Pentru că El se va întoarce. Because he will return. La sfârșitul istoriei se va întoarce. At the end of history he will return. El se va întoarce pentru noi. And he will return for you and for me. Uneori mi este rușine. Many times I am shamed. Că nu pot fi decât ce sunt. That I cannot be other than what I am. Și că nu am putut evita greșelile, alunecările și păcatele care mi-au scăpat printre degete. And I couldn't have evaded the sins that have passed through my fingers. Am vrut să fiu sfânt, desăvârșit. I wanted to be holy and perfect. Eu știu că El se va întoarce. I know that He will return. Și am vrut să fiu sfânt așa cum mi-a cerut înainte să plece. And I wanted to be holy just like He asked me to be before He left. Dar totuși El se va întoarce pentru biserică. But still He will return for His church. La prima venire nu l-a putut opri nimeni. At the first coming nobody could have stopped Him. Regele a încercat să-l oprească. The kings of that time tried to stop Him. Dar El a venit. But He came. Nimeni n-a reușit să-l oprească. No one was able to stop Deși him. A venit ca miel. Even though he came like a lamb. A fost inofensiv. He was innocent. A părut fragil și vulnerabil. He appeared fragile and vulnerable. Dar mielul a avut putere, a venit. But the lamb came and he had power. Și mielul a venit pentru că mielul era simbolul jertfei. And the lamb came because the lamb represented a sacrifice that was needed. De aproape 2000 de ani, evreii veneau cu mielul la templu. 2000 years ago, many people would come and bring lambs to be sacrificed at the altar. Și la sfârșit a venit mielul, dar în formă de om. But in the end there is a man that came. Și Ioan a spus, iată mielul. And John said, look, here's iată the lamb. Iată mielul lui Dumnezeu. The lamb of God. Și când oamenii s-au uitat, era un om. And when people looked, they saw a man. Cum? Unde-i mielul? Where's the lamb? El a fost ultimul miel. He was the last lamb. Nu un miel pentru un om. Not just a lamb for a single man. Un miel pentru toți oamenii. But he was a lamb for all people. Nu un miel pentru un moment. Not just a lamb for a moment. Și un miel pentru toată veșnicia. But a lamb for all eternity. El este mielul. He is the lamb. El este jertfa. He is the sacrifice. El este justificarea. He is our justification. El este substitutul. And he is our substitute. Fără el oamenii sunt în păcatele lor. Without him people are lost in their sins. Și în concluzie vor fi pedepsiți. And in conclusion they will be punished. E normal să fie pedepsit șoferul care trece pe roșu. It's of course those who go on red have to be punished. Pentru că îl poate omorî pe cel care trece pe verde. Because they might crash into somebody that had the right of way. E normal să fie pedepsit. And it is normal for that person. Pentru că încalcă dreptatea. Because he crosses against the law. Dar la semaforul vieții noi toți am trecut pe roșu de multe ori. But at the stoplight of life we have all gone. Și mielul a venit ca să ne scape. And this lamb came to set us free. Ca să ne ia rușinea. To take away our shame. Ca să moară pentru noi. And to die on our behalf. El ne-a substituit. He substituted us. Ne-a justificat. He had justified us. Ne-a scuzat. And he set us free. De aceea avem nevoie de el. This is why we need him. El se va întoarce. He will return. Dar nu ca miel. But not as a lamb. Ca un leu. But as a lion. Leu nu-i fragil.
A lion is not fragile. Leul nu e vulnerabil. He is not vulnerable. Leul are autoritate. The lion has authority. El va veni ca să înceapă împărăția lui Dumnezeu. And he will begin to start the kingdom of God. Și biserica va fi cu el. And the church will be with him. Toți orfanii mântuiți. All orphans will be. Toate văduvele mântuite. And widows. Toți săracii mântuiți. And all the poor. Și toți oamenii care au fost mântuiți prin Hristos vor fi acolo. Who are saved in Christ Jesus will be with him. Ca să împărățească cu regele. So that we can be with him in his glory. Fără el mergem în iad. Without him we go to hell. Adică în locuința morților. In that place where there is death. În lumea asta există închisoare pentru cei care trec pe roșu. In this place, in this life there is a prison for those who go against the law. Și noi toți știm că e normală închisoarea asta. And we know that it is right for those who go against the law to be in prison. Dincolo de închisoarea asta, este o închisoare universală. But beyond this prison there is a universal prison. În care vor merge toți oamenii care cred că n-au nevoie de Isus. Who will all those will go to this prison who believe that they are in no need of Jesus. El ar putea să ne oblige. He will oblige us. Ar putea să ne constrângă. And he might force us. Ar putea să ne zdrobească de un troc sau de un parapet. And he might punish us in various ways. Ar putea să ne dea un cancer după un cancer. And he might allow cancer to come ca into our life. Ca să ne îngrozească. For us to realize să ne frângă and to break us și să acceptăm că suntem doar niște oameni fragili and to accept that we are fragile people și ne va fi frică and we will be fearful și de frică ne vom pocăi and of this fear we will repent dar iubirea nu poate fi iubită de frică but love can never be replaced with fear. Cui ar place să aibă o soție care îl iubește de frică? Who would love to have a wife that loves him just because ce soție ar accepta în viața ei un soț care o iubește de frică? What kind of wife would want a husband that fears her? Iubirea este liberă. Love is free. Iubirea are inițiativă. It has initiative. Iubirea vine singură. Love comes by itself. Iubirea își găsește plăcerea să servească. And it finds pleasure to serve. Să ajute. To help. Să ofere valoare, importanță și satisfacție. Value and satisfaction. Dumnezeu este iubirea. God is love. El mi-a dat cei 62 de ani pe care i-am trăit. He has given me 62 years that I have lived. El mi-a purtat de grijă fără să am un tată care să-și asume responsabilitatea. Pentru mine. He has helped me even though I did not have a father to take care of me. El mi-a iertat toate păcatele și toată rușinea pe care am avut-o. He has forgiven all my sin and taken all my shame and guilt. Și în situația mea sunt aproximativ 110 miliarde de oameni. And of course in my place there are millions of other people. De aceea avem nevoie de Isus. And that is why we need Jesus. În Ioan capitolul 19 versetul 25. In John chapter 19 verse 25. Scriptura ne spune că la cruce erau mulți oameni printre care și patru femei. The Bible tells us that at the cross of Jesus there were many people, but Maria, there were four women. Domnului, there was Mary, the mother of Jesus, simbolul neprihănirii, a symbol of righteousness, simbolul moralei, al caracterului, of morality, of character. Era sora ei, there was her sister, căsătorită cu un businessman care făcea business cu pește, who was married to a businessman that was a fisherman by trade. Simbolul bogaților, oamenilor cu bani, a symbol of to have wealth, rich. Era Maria, nevasta lui Clopa. And there was Mary, the wife of Clopa. O femeie modestă, aproape săracă. She was modest, almost poor. Simbolul oamenilor care au puțin sau nimic. The symbol of people that have very little or nothing. Și era Maria Magdalena, simbolul păcatului. And there was Mary Magdalene, the symbol of sin. Acolo la cruce este loc pentru neprihăniți. And there at the cross there's a place for the righteous. Este loc pentru bogați. There's a place for the wealthy. Este loc pentru simpli lumii. There's a place for simple people. Și este loc pentru toți păcătoșii. And there's a place for all sinners. La cruce este un loc și pentru tine. And at the cross there's a place for you. În Faptele Apostolilor capitolul 8, ministrul finanțelor din Etiopia s-a pocăit când s-a întâlnit cu Evanghelia. In the book of Acts in chapter 8, the Ethiopian man, el avea religia lui. He had his own religion. Dar când a citit cartea s-a pocăit. But when he read the scriptures, he repented. A știut că are nevoie de Isus. He knew that, he recognized that he needed Jesus. S-a întors plin de bucurie. And he turned back full of joy. În următorul capitol 9, congresmenul Saul. And in the next chapter, in chapter 9, Saul the congressman, mergând spre capitala Siriei, s-a pocăit. As he was going towards the capital of Syria, he meets Christ in a special revelation. A rămas aproape orb. He remained blind. A căzut îngrozit la pământ. And he fell on his knees. Și capitulând a spus, ce vrei să fac? And he said, Lord, what would you have me do? Și s-a spus, intră în cetate, va veni la tine cineva care îți va spune ce trebuie să faci. And a voice said, enter into the city and there will be a man that will come to you and tell you what you need to do. Știi ce a spus? Do you know what he told him? Ce urmează să sufere.
that you are, what follows is for you to suffer. Când slujești, vei suferi. When you suffer, when you serve, you will suffer. Puțin te vor înțelege. Few people will understand Puțin you. Te vor ajuta. Few will help you. Puțin se vor ruga pentru tine. Few will pray for you. Vei fi incomodat. You will feel at moments uncomfortability. Vei fi încurcat. Many a times found yourself in a hard place. Vei fi vorbit de rău, probabil. Maybe you will be spoken ill of. Te vei confrunta cu multe suferințe. And confronted with many sufferings. Pentru că primul care a suferit a fost el. Because the first one who suffered was him. Apostoli, și acum e rândul nostru. The apostles, and now it is our turn. Vom ne reangajăm să continuăm să-l slujim chiar dacă uneori vom suferi. And so we are devoted to follow Christ even though we might suffer. Ne place să fim iubiți. We love to be loved. Ajutați și încurajați. To help, to be helped and encouraged. Dar uneori nu suntem. But sometimes we might not be. Însă vom continua să-l slujim pe Dumnezeu fără să fim. But we will continue to serve the Lord regardless. Și dacă vom sluji suferind, asta este chemarea noastră. And if we will serve while we also suffer, this is our calling. He was killed. Apostolii au fost omorâți. The apostles were killed. Trei secole creștinii au fost omorâți. In three centuries Christians were murdered. Astăzi cel mai prigonit și omorât categorie de oameni sunt creștinii. And today the greatest category of people that are persecuted and killed is Christians. În următorul capitol, in the next chapter, ofițerul Corneliu s-a pocăit. Cornelius the officer came to know Christ. Cartea. Because he read the word of God. Și peste două capitole, and after two chapters, polițistul de la închisoarea din Filip s-a pocăit. There was the prison guard also came Cine to know Christ, the Philippian jailer. Who meets Christ turns to him. Să te pocăiești înseamnă să spui, Gianni, te rog frumos să mă ierți pentru că aseară am spus ceva ce te-a ofensat. And to repent means to ask the Lord for forgiveness because we have offended him. Gianni, crede-mă că îmi pare rău. Please forgive me. N-am fost cinstit. I was not right. Te rog să mă ierți. Please forgive me. Te rog, iartă-mă, lasă-mă liber. Forgive me and give me this freedom. Asta înseamnă să te pocăiești. This is what it means to repent. E normal să-ți ceri iertare. It is normal for you to ask for forgiveness. Este omenește. It is what we should do. Este nobil. It is noble. Este logic. It is logical. Este excelent. And it is excellent. E singura soluție să-l primești pe Iisus. It is the only solution to receive Christ. O să vă rog să vă ridicați. I will invite us to stand. O să fac o foarte scurtă rugăciune. And I would like to make just a short prayer. Suntem într-o seară unde se măsoară și aproape secundele, nu doar minutele. We're in a night where we are measuring even the seconds before us. Dar e suficient atâta cât am avut la dispoziție? But it is sufficient the time that we've had. Ca să facem un sumar la întrebarea de ce Iisus. For us to summarize and to answer the question why Jesus. Nu uita că el poate să vindece supranatural. Don't forget that he can heal supernaturally. Așteaptă-l să te vindece acum și aici. Wait upon him here and now. Nu uita că a venit ca să-ți ierte păcatele. Te rog, pocăiește-te. He has come here to forgive you. Te rog, pocăiește-te. And so repent. Și te rog, încrede-te în el din toată puterea ta. And believe unto him. Aici e revelația lui Dumnezeu, nu în tradițiile și în strămoșii noștri. Because here is the revelation of Christ, not in our traditions or in anything else. Vă cer să vă aplecați capetele. And I invite you to bow your heads. Creatorul și Tatăl nostru. Our Creator and our Father. Ne-am ridicat în picioare ca să onorăm numele tău. We stand before you to honor your name. Și să-ți mulțumim pentru mesajul scris în carte. And to thank you for the message in your word. Și pentru Iisus care a murit pentru noi. And for Jesus who died for și us. Și pentru Duhul Sfânt care a rămas cu noi. And for the Holy Spirit that remains with us. Iartă-ne păcatele, te rugăm. Forgive us our sins. Și dacă în seara aceasta e cineva aici care se pocăiește pentru prima oară. And if there is someone here who is repenting for the first time. Adu-ți aminte că ai promis că-l vei ierta. Lord, remember that you promise that you Dacă will forgive. Cineva aici cu boli, if there is someone here, Lord, with sickness, și se încrede în puterea sângelui tău, and believes unto your blood, iartă-l, te rog, forgive them te rog, and heal them. Arată-ți slava și puterea, show your glory and your power, autoritate. That you have authority, tu ești mielul, that you are the lamb, tu ești mielul, you are the lamb. Vindecă, te rog, și iartă. And so we pray, heal and în forgive. Numele lui Iisus, in the name of Jesus we prayed. Și te onorăm că ne-ai ascultat rugăciunea. And we honor because you have listened to our prayer. Să spun amin. And may the church say amen. Lăudați să fie Domnul.